Învățături de mare folos de la Părintele Arsenie Boca Fraților, ascultați de biserică, fiindcă cei ce ascultă de preoții ei așa cum sunt, de Dumnezeu ascultă. Parcă toate lucrurile unui om seamănă cu stăpânul lor. Păcatul cel mai mare este răzărătirea împotriva lui Dumnezeu. Atinge prima generație și se nasc orbi. Păcatele bunicilor și străbunicilor ca fumatul, băutura, curvia, atinge a treia generație să ne cunoaștem străbunicii și să ne rugăm pentru ei. Mulți sunt mai betegi la minte decât la stomac. Dacă împiedici un guturai prin medicamente, îl transformi în alte primejdii, exemplu sinuzita. Lasă fazele obișnuite ale bolii, că e ușoară, că e cel mai bun leac al ei. Ferirea de frig ajunge. Cine-i înguz la minte n-are leac nicăieri. Nu vreau ca neamul acesta, care are o așa de mare chemare la Dumnezeu, să se corcească să iubim pe toți oamenii, dar nimic din cele omenești. Asceza, adică înfrânările de orice fel, fără iubire, e departe de Dumnezeu. Rare se găsește un om care să dea sens religios morții, adică să o aștepte cu bucurie, ca pe o izbăvire sigură din împărăția păcatului. Îndepliniți-mi dorințele, sfaturile minime și va schimba Dumnezeu situația, problemele voastre, fără să fiu eu prezent, căci Dumnezeu e Cel ce le schimbă. Neamurile au un destin ascuns în Dumnezeu, când își urmează destinul la o apărare lui Dumnezeu, când și îl trădează să se gătească de pedepsă.